Scene șocante la o grădiniță privată din Constanța. O fetiță de aproape 2 ani a fost agresată de educatoare. Femeia a trântit micuța de pat și a imobilizat-o cu picioarele. Totul s-a petrecut sub ochii îngroziți ai mamei, care urmărea pe telefon imaginile surprinse de camerele de supraveghere. M-am uitat în ideea să văd cum se adaptează fata în noului mediu. Erau la asom. când doamna educatoare a bruscat-o, a împins-o efectiv. Am Femeia mai reclamă faptul că fetița a rămas traumatizată din cauza incidentului. Când se apropia perioada de somn, atunci începea să plângă foarte tare. Mai plângea și înainte puțin cei drept, ca orice copil probabil, dar nu așa, foarte tare și nu vrea să doarmă, a afirmat mama fetiței bruscate. Femeia s-a dus la poliție cu înregistrarea video și a depus o plângere. Pe filmare se observă cum educatoarea se dezlănțuie timp de câteva minute. Mai mult, camera a surprins-o pe angajata grădiniței în timp ce brusca un alt copil la scurt timp după primul incident. Pe imagini se vede cum cea care trebuia să supravegheze odihna micuților, ia de umer o fetiță și o trântește în pat ca pe un sac de cartofi. Oamenii legi au deschis un dosar în rem pentru comiterea infracțiunii de lovire și alte violențe. Dacă la început conducerea grădiniței a negat toate acuzațiile, ulterior a anunțat că va demara și ea o anchetă.